Hello, dragilor, tocmai ne-am întors de la cumpărături și am zis să filmez pentru voi. Știu că vă plac aceste clipuri, sunt foarte vizionate și mie îmi plac pentru că mă inspir de foarte multe ori din acest gen de videouri și aflu lucruri noi de la voi, de la cele care filmează și de la cele care comentează în secțiunea de comentarii, pentru că am aflat foarte multe lucruri noi și de la voi și vă mulțumesc din suflet. Și săptămâna aceasta, la Lidl, este săptămâna spaniolă. Îmi place foarte mult să fac cumpărături la Lidl. Mi se par produse foarte, foarte calitative, foarte bune. Iar raportul preț-calitate, sincer, mi se pare cam cel mai bun dintre toate magazinele. Nu știu, părerea mea. Și am zis să filmez. Tot ceea ce vedeți aici a costat 195 de lei. Deci 200 de lei, să zicem. Și acum când le-am pus aici, chiar mă minunez. Și îmi dau seama că banii chiar nu mai au valoare. Dar haideți să trecem la clipul propriu-zis, să vă arăt ce mi-am cumpărat. Înainte de a începe, vreau să vă arăt că mi-am făcut o cafea. Cânița aceasta o am de anul trecut, de la seminarul managerilor din Grecia. Și a fost cam acum un an, fix pe vremea aceasta. Și mi-aduce aminte de insula Kos, acolo a fost seminarul. Și mă apucă nostalgia când mă gândesc la ce a fost înainte și când mă gândesc la ce va fi, dar să știți că în mare parte depinde de noi cum ne facem viața. Așa că, nu știu, bucurați-vă de momentele în familie, de momentele petrecute acasă cu cei dragi, încercați să experimentați, să gătiți, să vă jucați, să faceți lucruri pe care în mod normal nu ați avea timp să le faceți. Pentru că, repet, nu avem ce să facem, asta este situația și depinde de foarte mult de noi. Haideți să vă arăt ce am cumpărat de 200 de lei. Magnifica sumă de 200 de lei. Am cumpărat niște banane pentru că ne-am recumpărat shake-ul proteic de ciocolată de la Oriflame și îmi place foarte mult să-mi fac shake-uri seara, mai ales acum că vine căldura. Am cumpărat acești ardei, sunt, doamne, deci sunt atât de buni, sunt mai buni decât ceilalți la borcan de 800 de grame. Aceștia chiar au gustul acela de ardei copți pe grătar, efectiv. Sunt geniali, sunt foarte, foarte gustoși. Un borcan este în jur de 4 lei, cam așa. Am recumpărat aceste roșii, roșii prunișoare. Știți că vi le-am mai tot arătat, eu sunt foarte dulci, foarte gustoase și sunt cât de cât ok. Sunt clasa 1, sunt sănătoase, să zicem. Așa, pentru că era săptămâna spaniolă, am văzut aceste chipsuri din porumb și am zis să iau și eu. Erau destul de ok ca ingrediente. O pungă 2,40 lei sau 2,50 lei, ceva de genul ăsta. Un avocado bio. Am mai luat pleurotus, două caserole, pentru că vrem să facem o tocăniță din ciuperci. Am mai cumpărat un salam. Acesta a fost parcă 13 lei, 16 lei. Un salam ardelenesc, este foarte uscat, foarte tare și poate fi folosit și ca armă albă în cazul în care nu vreți să-l mâncați. Glumesc. Evident. Este un salam uscat, normal, doar că uneori îmi este poftă să mănânc sandvișul la aparat și mi se pare că alea merg cel mai bine doar cu salam uscat. Am mai luat acești ardei. Da, sunt mai micuți, sunt foarte gustoși. Am luat niște dulciuri. Ne-am luat foarte multe, o ciocolată neagră, o ciocolată cu alune și o ciocolată cu lapte. Ce am mai luat? Am luat acest pește care este foarte bun, o conservă, nu o conservă, un borcan din acesta costă în jur de 6 lei, 7 lei, cam așa, este un borcan destul de mare, este un herring, da, filet de herring atlantic. Este marinat, dar este foarte gustos și condimentele din el și este foarte sănătos ca și ingrediente. Îmi place foarte mult. Așa, am mai cumpărat acest muștar. Foarte bun este, mie îmi place foarte mult. Nu mai știu cât a costat, 8-9 lei. Am luat această ciocolată care se topește în lapte și îți face o băutură de ciocolată. Până în 10 lei a costat. Am luat niște paie decorative, sunt așa drăguțe și sunt din hârtie,
deci nu sunt din plastic. Am luat 5 iaurturi, doar pe acestea le-am mai găsit cu cocos. Doamne, deci știți că e de bun iaurtul acesta. L-am descoperit recent, chiar v-am arătat pe Instagram, l-am descoperit recent, dar este cel mai bun iaurt, desert, iaurt slash desert, pe care eu l-am mâncat vreodată. Dacă vă place cocosul, mergeți și cumpărați-l pentru că este genial, deci este foarte bun, 2 lei și ceva. Și am mai luat un iaurt cu pere, mi-am cumpărat o țelină, pentru că îmi place să-mi fac salată de... Salată fitness se numește, cu morcov, țelină date prin răzătoare, piept de pui și puțin, îmi fac un sos. Practic fac un dressing eu acasă, deci nu-l cumpăr. Am mai cumpărat 3 lămâi bio, o salată tabule, o Fanta, un lapte, o băutură din aceasta din fructe roșii. Să vedem acum, spune că este naturală. Și am luat sosul meu preferat pentru friptură. Doamne, deci este foarte bun acest sos. Însă până acum nu l-am găsit în varianta atât de mare, adică 700 de ml. L-am găsit doar în sticluze din acelea mici. Cred că știți oricum, sosul ăsta este un deliciu, foarte bun este. Cam acestea au fost cumpărăturile mele din Lidl. Și dacă v-a plăcut sau nu știu, dacă aveți recomandări, dacă ați mâncat și voi acest iaurt, lăsați-mi în comentarii și spuneți-mi dacă vă place. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la clipul viitor. Vă pup! Aveți grijă de voi!